Bună ziua, domnilor consilieri. Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 29.03.2019, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SC Evex SRL Bacău pentru imobilul proprietate privată UAT Cleșa în Comuna Cleșa. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului o cameră cu zgur sanitar proprietate privată UAT Comuna Cleșa, județul Bacău, situată în sat Cleșa, Comuna Cleșa, județul Bacău, strada Aleea Poștei, numărul 7, blocul 2, parter în suprafața construită de 15 metri pătrați, suprafața utilă de 12,82 metri pătrați, cu destinația spațiu comercial, proiect inițial de vedușă. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat, valoarea de finanțare pentru obiectivul de investiții realizare poduri peste părăul Cleșa în Comuna Cleșa, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul Sătește în Comuna Cleșa, județul Bacău și înscrierea acestuia în lista de investiții pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea montării camerelor de supraveghere pe raza Comunei Cleșa, județul Bacău, pe stâlpii de iluminat public și închirierea acestora de la SC Delgazgrid. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului extindere școală gimnazială numărul 1 Cleja cu grupuri sanitare, fază DALI și DTAC și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general întocmit de către SC DALI Proiect Studio SRL Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei pentru activități economice cu impact asupra mediului înconjurător pentru grupa aferentă secțiunii Ghicot Caien 02220, exploatare forestieră, desfășurată pe raza Comunei Cleșa de către contribuabilii societății comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, agenți economice. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea bugetului local pe anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fața PTH și DTAC întocmită de către SCUS CONSRL a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general actualizat conform ordonanței de urgență 1114 din 2018 pentru obiectivul de investiții construire dispensar medical, cabinet medicină dentară și farmacie în Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.684.000 din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între OAT Comuna Cleșa, județul Bacău și Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică, prin Ocolul Silvic Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de pășune și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru obiectivele de investiții din 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general și diverse probleme. Mergem mai departe. Cine este pentru privind ordinea de zi din ședința asta? 15 persoane. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 29.03.2019. Dacă sunt discuții, spunem la loc. Cine este pentru? 15 pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SC Evex SRL Bacău pentru imobilul proprietate privată OA, Comuna Cleja, supărut situat în sat Comuna Cleja, județul Bacău, strada Aleea Poștei, numărul 7, blocul 2, parter.
E vorba de închirierea, unde este poșta la actuală, s-a terminat contractul de închiriere și practic urmează un nou contract de închiriere. S-a făcut evaluarea, s-a făcut conform legii, am îndeplinit condițiile legale, ca să spun așa. Cine este pentru? 15 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului proprietate privată OAT, când a fost situat în sat Cleja, comuna Cleja de Bacău, strada Alea Poștei, numărul 7, bloc 2, parteră în suprafață construită de 15 metri pătrați, suprafață utilă 12,2 metri pătrați și spațiu comercial. Deci, odată a fost evaluarea și acum și aprobăm închirierea. Aceeași problemă. Aici am avea o problemă să rectifice, să spun aprobarea documentației privind închirierea prin licitație publică. Este documentație întocmită care trebuie aprobată, nu închirierea. Noi închirierea se face, da, prin aprobarea acestei documentații. Da, puteam și discuțiile cu un să închirie de nu trebuie acum, trebuie, da, am înțeles, ați înțeles. Da, uitați, dacă permite, da, se aprobă închirierea la articolul 1, da, articolul 2, se aprobă documentația de specialitate, da, deci prima dată aprob să scot la închiriere, da, și după aia vin cu articolele următoare. Se aprobă documentația. Alea se putea da? Cu masaj. Dumneavoastră vă referiți cu raportul. Și raportul și asta da, da. Primul punct putea să fie, se aprobă raportul de evaluare, se aprobă, mă rog. Noi intrăm în polemica. Așa, da. Acum să explic și de ce nu se poate cu masaj. Închirierea, licitația publică, toată documentația stă la compartimentul de achiziții publice, iar raportul de evaluare cu toată documentația stă la compartimentul domeniul public și privat al comunii. Și asta nu putem comasa. E greu de a merge din punct de vedere ăla. Dar nu. Prin nomenclatorul arhivistic avem separat documentații de proprietate, de evaluare a proprietăților și... Nu mai lungi, faci și eu. Deci, haideți să mergem mai departe. Haideți să supunem la urmă. Cine este pentru? 15 pentru, da? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la luarea de finanțare pentru obiectivul de investiții realizare poduri peste Părău Cleja în comuna Cleja de Bacău. Conform ordonanței 114, știți că salariul minim pe economie a crescut și atunci, asigur, aceste lucrări trebuie reevaluate din nou, conform legii. Noi n-am pus din banii noștri foarte mult, pentru că suma licitată, că s-au licitat podurile, a fost suma mai mică. Și atunci am venit cu suma, diferența care a fost aprobată pentru aceste poduri, plus avem, nu știu, cât 80.000, parcă, sau 80.000 din bugetul local. Restul s-a luat din diverse cine prevăzute și economia de la licitație. Pentru că contractul de finanțare are o sumă, eu nu pot să depășesc acea sumă de la bugetul de stat, ca finanțare la bugetul de stat. Și ne-am încadrat în acea sumă doar atât a fost nevoie, un 79.000 și ceva de la bugetul local. La o mărire de 6 miliarde. Da, deci... Știți, podurile sunt în jur de 70 de miliarde, 7 milioane. Întrebarea și când se va apuca lucrurile? Astăzi cred că utilajele, discutasem săptămâna trecută cu domnul Panagitec, astăzi trebuia să vină utilajele, eu spun domnule, miercuri, joi, vineri și săptămâna viitoare, pentru că este Paștele nostru, vom începe forță după Paștele Ortodox. Adică, oricum suntem aproape. Deci avem ordinul de începere deja este dat, planșele astea de absolut. Avem totul. De câte ori treci pe tubul ăla și vine lumea din spate, mă arată cu degete. O să vedeți că săptămâna viitoare sperăm că vom... Mi-e rușine să mai trec, mai bine ocolesc, merg pe în altă parte. Lumea vorbește pe la spate și ne arată cu degete. Da, pentru că să avem și noi colegi aici care, deși fiecare pas, aprobările toate, le știm, tot la fel dintre noi sunt, care spun, domnule, nu o să facă. Deci dacă nici dumneavoastră nu aveți încredere,
Apoi, ce credeți să aibă cetățeanul, știi? Eu am încredere, dar după spusele dumneavoastră, în două săptămâni ne apucăm așa, am zis și eu, am. În două săptămâni, săptămâna viitoare, auzi, dar știi ce de acum s-au ajuns cam la limită săptămâna știți viitoare. Știți foarte bine, nu vă dați seama, eu știu, cunosc, cât sunt eu de abdulat, așa, ca să spun, și lăudat pe Facebook și în toate, da? Înghit cu stoicism, ca să spun așa, toate aceste laude. Dar eu zic că în momentul când o să facem aceste poduri, lucrurile se vor schimba. Da. Dacă mai sunt puțin, cine este pentru? Am văzut pe secretara plângând într-o zi și am zis, de asta plânge cât de supărare dumneavoastră. Aveți lume. Deci, la voturi 50 pentru, da? Multe visuri la voturi, da? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului pentru obiectivului de investiții modernizare drumul Sătești în Comuna Clăja, județul Bacău, și înscrierea acestora în lista de investiții pentru anul 2019. Da. Deci, Arista, acolo și-a dat lista la străzile care se fac. Deci, se face fondul de investiții local. Noi ne-am dat drumul la proiect. Și ele trebuie introduse în domeniul public, trebuie proiectare, trebuie acordurile și avizele, trebuie până la faza de autorizații de construcții. Deci totul trebuie să facem și după aceea depunem proiectul pentru aprobare. Noi putem, ca și comunitate, avem posibilitatea de a depune două proiecte în acest fond care se face acum, care s-a deschis acum în această axă, ca să spun așa. Depunem, avem deja autorizații de construcții pentru 16 km de gaz în comuna noastră. Avem autorizații de construcții. Acum vreau să obținem și autorizații de construcții pentru 4-5 km de drum și suntem în fază de proiect acum. Până nu avem autorizații de construcții, nu pot să depun. Și sperăm ca aceste două proiecte să se materializeze cât de curând. Problema, trebuie să avem un pic de răbdare, pentru că toate aceste, în momentul când te duci la finanțare, îți ia excedentul. Adică excedentul minus ce te finanțează ei, ca să spun așa. Dar trebuie să stăm un pic ca să începem să închidem cu podurile, să închidem cu dispensarul, să închidem ca și bani. În momentul când am terminat, depunem proiectele astea. Dar până atunci va ieși și autorizația de construcții de la aceste drumuri, ca să spun așa. Cam asta este, mai departe, dacă vreți să aducem. Străzile sunt din Somușca, Valea Mică, Cleja, aveți acolo lista de străzi. Aici e vorba de asfalt sau numai pe de asfalt? Sau... Nu, asfalt. Dacă mai sunt distracții, vă rog. Cine este pentru? 15 pentru, da? Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea montării camerelor de supraveghere pe raza comunului Cleja de Sobatru pe stâlpi de iluminat public și în închiriere acestora de la Sece de Gazgrin, ISA. Ce se întâmplă? Noi am făcut proiectul ăsta, l-am realizat, avem subfinanțare, avem tot, dar când te duci la EON, nu-ți dau voie să pui pe stâlpilor, numai dacă închiriem aceste. În costul închirierii este 20 de euro, cât costă, nu știu, adică și cât plătesc și ăștia cu instalații, 1,99 de lei stăl pe lună. Asta e taxa. N-avem încotro, ei stabilesc prețul și am înțeles că și cei cu cablu tot a plătesc. Bine, plătim numai pe 22 de stâlpi, sau 21, 20. Pe 20 de stâlpi. Adică nu unde trece firul, unde pui camera și acolo trebuie să alimentezi și camera respectivă cu energie. Dar ei plătesc o taxă ca au stâlpii pe comună. Nu, ascultați. Aici legea este clară. Până toate lucrurile care au fost făcute până în anul 1900, acum 7-8 ani în urmă, nu știu cât ar fi, 2000 și ceva, până în 2012, nu plătesc.
De acum înainte, rețelele care se fac vor plăti. Numai că tot ei găsesc o formulă în care să spună că nu se iau rețeaua dacă nu, dacă nu aproape să nu plătesc. Înțelegem sensul ăsta. Deci voi suntem la mâna lor totdeauna. Nu știu dacă... Dar astea au fost plătite odată când s-a făcut operația de curent de recurs. Dar în actuală rețelele sunt la tot. Ei au cumpărat, au privatizat EON sau ce au făcut. Este o firmă privată. De Gazprom este o firmă privată. Și sigur că... Nu avem un portă. Modalitatea este mai ieftină la noi. De exemplu, sunt alte comune care plătesc la UPC, la cei care au rețele. Și îi ajunge mult mai scump. La noi este ieftin. Pentru a ajunge undeva la 560. Nu-i corect. Eu după mine. Nu-i corect. Nu-i legea. Eu vă spun că nu-i corect. Dacă vă referiți, plătești 40 de lei pentru că ai Noi vorbim de stâlp. Taxa de stâlp. Ei nu trebuie să-l trag cablu. Păi plătești tu ca persoană, mă. Păi în aia intră în costul, atunci în costul lor intră, în aia 40 de lei intră și intră cardiei. Domnul, spuneți dumneavoastră cum este cu taxa, ca să știm că fiecare firmă care se folosește aia e din 1907. Aceste construcții ale lor trebuie să plătească o taxă. Taxa plătește lunar în funcție de stâlpii care se folosește și în funcție de, practic, se mai lua într-o perioadă și era vorba de număr de abonați, pe urmă s-a scos, s-a înfisat multe alte chestii. Deci, de regulă, stâlpii trebuie plătiți. Mai puțin stâlpii care au venit în grădină. Asta vreau să știți. Mai puțin stâlpii care au venit în grădină. Eu ocolesc numai într-o jumătate de hectar aici, pe viața, 4 stâlpi. Eu ocolesc, uite așa, cu tractor. Îi plătesc și vă taxe, ireu, pentru problemă. Domnul cetățean ar putea să o nevita. La deal acum a fost făcută din banii noștri. A venit de ruși și din banii noștri. Nu poți, pentru că legea e de partea lor. Legea e de partea lor și nu poți să ceri. Domnul, a fost cartierul de la mine la deal, Strămicăuș, acolo, stâlpii au fost cumpărate de oameni. Deci începând din poarta mea, toți stâlpii au fost cumpărate de oameni. În momentul când faci contractul el nu face contract dacă nu faci declarație de taie în stâlpii. Pentru și problema, sunt lucruri firești și normale, ca să spun de ce. În cazul în care mâine se rune stâlpul, e bine și spune să schimbă acel stâlp. Dacă este stâlpul tău, s-a rupt stâlpul, îl schimb. Înțelegeți și așa cu stâlpul ăla pentru tine este. Și tu te folosești de-așa. Eu m-am dus să spun să scoate stâlpul din proprietate privată și mi-au zis că nu, că îmi scoate instalatoare. Practic în acel an intră și consumul de energie care Așa le-a dat subiect și a zis. Există posibilitatea. Dar cetățeanul să nu permită, să nu dea acces ca să intri să citească contorul. Și atunci el obligatoriu trebuie să scoată său. Există și nu o să electrocuteze cineva, după aia... Nu-i dai voie, se întâmplă un defect, ca să spun așa, pe stâlpul respectiv, nu-i dai voie să intri pe proprietate. Și atunci el este obligat să scoată său. Nu face mai bine Victor Orban de la un... Păi și eu stau până o lună de zile, două luni, până vine să scoată stâlpul. Situația unde stâlpii sunt în pulțile oamenilor și o alimentare generală. Și atunci ați permis să vă gândi numai pentru tine, sigur nu-ți convine ca să spui. Dar nu, ești permis să zici cu buni vrem proprietățile private, să tai toți pomii care sunt sub rețele, care nu văd nicio cu copacii vărămați, sub rețeaua lor. Dar s-a negociat cumva prețul ăsta cu ei sau nu m-au venit ei cu preț? Dar ce negociat? Acolo e o persoană, e o taxă fixată la nivel de director acolo și dar nu știi sigur da sau nu. 48 euro pe lună. Să știi banii și un ieftin. Pe 25 ieftin. Bine, tu de autobus negociază când se urcă în autobus? Probabil că aveam vreo relație. Nu este nicio relație. Am venit la de comună de favorizat. Nu este. Pentru că nu. Deci v-am spus că nu se negociază și asta tot. Asta este. Da. Dar supuneți să... Cine este pentru? 15 pentru? Da. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de extindere școala gimnazială numărul 1 Cleja, cu grupuri sanitare, faza dining și DTAC și a indicatorilor tehnice economici conform deviziului general întocmit de PC Daily Project Studio SRL Bacău. Deci vrem să facem grupurile sanitare, până la urmă le facem.
Trebuie să, după ce obținem, aprobăm acest lucru, obținem bugetul și scoatem pentru autorizații construcții și execuție. Proiectare și execuție. Sper că în vara asta vom face asta la rând. Cine este pentru? 15 pentru. Putem face cu oricine din comună, dacă știți constructori, dacă... Să vină oricine care este capabil să facă această lucrare. Este o lucrare mică, s-ar putea să fie în jur de 3 miliarde. Da, bine, dar trebuie să îndeplinească condiții de vizibilitate. Adică că decât să fie firmă, să aibă un angajat, să fie... Adică nu poți să vin cu care ca persoană fizică. De regulă, nu trebuie mult în mulți în mulți în mulți. Locația rămâne tot acolo unde... Parcă mai discu. Locația, zic, rămâne tot acolo în școală, prima clasă. Nu. Este afară, se construiește, se fără. Se construiește pentru că am vrut să facem în clasa respectivă, dar directoarea spune că are nevoie pentru laborator. Nu ne ajung. Aia se plătează ca forță, am înțeles. Aia o să fie ca forță, dăm jos, punem o placă deasupra, dar deja există. Aia sunt în grobe și gata, care e problema? Aveți aici, din cauza. Uitați. Auziți? Da. Nu mai scoateți că... Eu știu că ideea asta a fost ideea mea, ca să lipesc de școală. Aia a fost ideea mea. Deci, credeți-mă ce vă spun. Vă felicit pentru ideea. Da, să trecem mai departe. Punctul 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. E aceeași problemă ca și la poduri, ca și la dispensat, ca peste tot. Aici se actualizează cu cât? Care e suma cu care se actualizează? Nu știu exact, nu s-a trebuit să nu știu. Și oricum e o sumă mică și aici nu e foarte mult. Deci 94.868 și înainte a fost 57. Deja la 33.000 se pune. 33.000. Tot așa, am luat din diverse și neprevăzute, am luat din cea mai rămasă economie la licitație și se mai pune în plus 33.000 de euro. Dacă sunt discuții, dacă nu, spune la loc. Cine este pentru? 15 pentru, nu? Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei pentru activități economice cu impact asupra mediului înconjurător pentru grupa aferentă secțiunii de cod AM 0220, exploatare forestieră, desfășurate pe raza comunei Cleja de către contribuabili, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, agenți economici. Aici aș putea, știți că a fost problema cu cei care trec, tranzitează, putea să luăm o taxă. Tot am încercat tot felul de variante și, până la urmă, cred că varianta cea mai bună, am găsit undeva la o primărie, unde cei care taie pădurile plătesc un fond de mediu, o taxă de mediu. Eu mă duc la Ocolul Silvic și văd, domne, cineva taie, să spunem, are autorizații pentru a tăia 1000 de metri cub. La 1000 de metri cub, noi am zis să punem un 6 lei sau 5 de metri cub. El dacă merge cu mașina de obicei are 40 de tone, 40 de metri cub, nu? Sau așa e puțin. Sau cât. Și atunci o singură trecere prin comună va plăti în jur de 2 milioane că trece prin comună. Și în situația asta nici nu afectăm pe celelalte, adică celelalte mașini care vine să aducă o marfă sau nici nu trebuie să impui la toată lumea că și pe ăla cu 6 tone, 10 tone, 15. Deci ai mers strict pe forestier. Bă, ai tăiat 100 de tone, plătești 5 lei pe tonă. Deci cam așa. Și atunci noi nici nu trebuie să-l urmărești. Eu mă duc la Ocolul Civic și văd contractul care este.
Licitațiile care se fac acolo, pe mine nu mă interesează când și cum, nu, urmăresc, el îmi plătește 50 de tonă de metru. De metru. Indiferent cu părți, cu 3 tone, 5 tone, am găsit formula asta, ne-am tot uitat pe internet să rezolvăm o dată problema asta. Dacă vin mașini de alea mari, pe urmă cu șoțe ori. Păi, Franci, nu-i public. Și pentru ei au fost public, acolo au fost de la Suceam. Aici care... Deci, am găsit, am căutat. Haideți să spunem la voi. Și-o mai rămâne. Cine este pentru? 15 pentru, da? Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea bugetului local pe anul 2019. S-a discutat bugetul. Dacă undeva mai aveți o problemă, de obicei... S-au discutat de comisie, de ședință, n-ar fi probleme. Da. Deci... Aici am o întrebare și atât. Alte servicii din domeniul culturii, recreării și religii. Aici... Asta-i cu biserica, cu... Apoare aici, cu finanțarea culturilor. Deci, haideți să... Preoții au solicitat să-i ajutăm la anumite lucrări care urmează să facă în cursul anului. A venit părintele de la Somușca cu un deviz de 5 miliarde, ca să spun. Vă spun ce vrea să fac. Deci, în subsolul de acolo, așa, intră apă. Nu este, n-are izolația făcută. După aceea, vrea să recompartimenteze, să compartimenteze toată partea din interior. Deci, sala de jos este că este și biserica, știți foarte bine. Acolo vrea să depună și în momentul când cineva moare, face o capelă, iar tot acolo va face și o sală unde să se facă frază și chestii de astea. Inclusiv pentru tinere, pentru ce va face. Deci vrea să recompartimenteze. Sigur, lucrarea e destul de mare. Eu am zis așa, părinte, nu pot să-ți dau 5 miliarde, e foarte mult. Vă dau 2 miliarde acuma. Vă aprobăm 2 miliarde, sigur, cu acordul vostru, eu vă spun ce bani am pus acolo așa. Sigur, ele vor fi pe bază de deviz, pe situații de lucrări, pe... Dar nu poți să dai banii, că în momentul când dai bani, tu trebuie să faci procesul ăla de recepții, deci după aceea. Deci aici am zis să-i dăm 2 miliarde. Pentru ăsta de la, pentru Clacleja, să facem încălzirea. Toată partea asta de încălzire, ne-am interesat cât ar costa radiatoarele alea sau sulfatele acestea, care cum sunt și la Somușca. Am luat legătura cu cei care au la Somușca. Ele se aduc din Italia. 6 bucăți, ne costă în jur de 300 de mii, 30 de mii, 37 de mii. Am găsit, după ce aprobăm bugetul, și până în toamnă să facem căldura la biserică, aici. Cam ăștia banii pentru Cleja. Pentru Ce să aprobăm și pentru cămin atunci, că și acolo se face. Nu o răbdare ca să închidem și după aceea aprobăm și cămin. La Buda, am zis așa, este casa asta, cum se numește, praznicală, nu voi casă praznicală, cum se numește? Cateheză. Tot stă acolo de ani de zile și nu reușim să o închidem. Oamenii nu mai dau bani. Și părintele cere, dar bani. Și am zis părintele, uite părinte, cumpărăm materiale de la Coșa, strict material. Și am făcut, ne-a costat materialul, costă în jur de 140, 14.000 de lei, 15.000 de lei, care începe să spune, practic, parchetul, câteva găleți de var și ce trebuie făcut ca să închizi cu parchet. Și o șapă pe jos, o trebuie să facă o șapă autonivelantă jos. O plintă este. După aceea, în față, vrea să facem un pic de pavaj acolo și a curtea, când nici să poți opri cu o mașină, știi? Cam asta e. E noroi, sigur că da. Aici ar fi în jur de 3... Cât? 71 de lei. Nu. Aici 71 pentru Buda? Da. Așa. Vrea să facă și un cavou. Nu, după aceea.
Bun, asta e. La Valea Mică, părintele a spus așa. Dom'le, e foarte cald. Hai să închidem geamurile astea, să le micșorăm, să le facem. Acolo îi dăm 30.000, părintele, o solicită. Acum, cam ăștia sunt banii pe care i-o solicitat preoții. Eu am zis așa să dăm, avem bani. Am avut bani. Eu am o întrebare. La Somușca. Avem căminul cultural, care au trecut 5 ani. De acum putem să închiriem pentru orice activitate. Că-i parastas, că-i frate, că-i nuntă. Mai are căminul făcut de fata aia. Câți locuitori are Somușca, îi trebuie făcut și la subsolul bisericii. Noi, acum să spun... Deci câte praznici o să fie cănunți, ați văzut, cănunți nu mai sunt. Nu poate să facă, nu da. Ok, câte praznici poate să facă preotul acolo? Da, este infiltrație mare în pereți, curgea, deci înțelegi ce spune. Măi, om, deci acum... De jur împrejur am făcut un canal, am pus tub de ăla care e drenat. Așa este, da, trebuie infiltrația făcută. Deci, dar nu costă 2 miliarde asta, domnule. Băi, da, și făcut și interior ca să poți să depui un mort acolo. Nu poți să depui că răuă continuu. Băi, acum ascultați, voi sunteți aici. Vreți să votați, votați, dacă nu, nu dăm, nu e o problemă. Deci, când se va ajunge alocarea sumelor, vor mai discuta o dată. Vom mai discuta. Noi deocamdată n-am, deci ăștia i-am prins banii, am prins banii să fie acolo prinși. Dar el va veni cu un proiect, cu un deviz, discutăm orice lucru. Cum vreți. După aceea, am zis că facem un iluminat ornamental care costă în jur de 15.000 pe biserică. Cam atât am plâns. Deci... Cum? Unde? La care biserică? La toate. La toate patru. Ați văzut că e frumos noaptea când se vede de la distanță? Da. Eu cred că, deci aici, la fondurile astea pentru biserici, ar trebui condiționate. Noi dăm bani, noi, primăria dă banii și ei după aia iau taxe. Când închiriază pentru o mormântare, fac taxă. Păi ce facem noi? Sunt taxa să vină la primărie. Păi asta eu vă spun la centru aici. O venit părintele, o ceru pe niciodată de lei pentru încălzire. Da? Da, dar nu stai un pic. Păi eu ceru pe niciodată de lei. Bun. Dar nu a dat toată lumea și nu s-au putut aduna suma de... Bun. Și de unde știu eu cât s-au dat și cât s-au dat? Dar ei au dat asta. Da. Și eu de trec când ai dat, eu altul trec când au dat. Urmă zice că dacă nu sunt toți banii pentru căldură, o să bagi banii la cămin. Dar oare la căminul ăla nu ia taxă, nu ia chirii pentru orice activitate acolo? La ce trebuie eu să dau bani pentru căminul ăla? Aici nu scrie de cămină, asta este pentru biserică, pentru încălzirea. Nu, aici e ceva de jonglat bani, așa cum... Domnul consilier, eu strict aduc acele aparate. Noi plătim strict acele aparate. Și montarea lor, verificarea, pentru că nu poți să dai drumul, trebuie să faci un proiect totuși să faci aceste lucruri, pentru că e vorba de gaz. Mai departe, ce face părintele? Nu e problema mea. Dacă dumneavoastră... A fost ca o discuție, deci eu nu... Am înțeles. Eu nu v-am acuzat de nimic. Vreau să vă spun un lucru. Părintele, dacă a adunat bani, poate să spună la populație, dom'le, uite, am adunat, am să bani. Nu mai facem căldură, pentru că primăria ne face căldură. Și banii ăștia facem altceva. Facem o carte la acolo. Nu e scurma pentru că nu face altceva. Bă, cum dă banii înapoi? Păi cum a venit și dă câte ne dă câte 5 banii înapoi, nu? Să vedem cine i-o da și cine nu i-o da. Dar eu sunt de trecut pe nu mai el știe dacă o trecut sau nu știi tu cum o trecut sau nu știu. Păi atunci când ai dat bani, atunci nu trece mai bani. Nu trebuie să când trece mai mișnică. Mai trebuie să făcuri aici, dar nu poți. Să te dai pe chitanță? Să puși mandra, Adrian. Dar tu dai pe toate chitanță? Ce dracu, dă și-a toată în serios. Adrian Roca, fiente, și ăștia toată în serios. Poate, dar nu i-au acuzat pe ei nimeni. Păi nu, păi ei scriu, ei au făcut scris. Ei erau cu căină. La primirea banilor, dar nu declarați. Prin care ei declară pe propriul răspunde sunt acțiune, că nu
au alte finanțări pentru realizarea acestor investiții. Deci când îți dau banii, dau lucrarea. Da? Da? Ia banii de la primărie, dacă da, ia de la da, populație, da, nu vei niciodată. Când vine papa, o că l-a furat. Și gata, nu mai nicio problemă. Da. Deci... Păi, frate, și pe minul ăla, când au fost făcut unde se închiriază pentru praznici nunți, căminul au fost făcut din fonduri de afară. Da, finanțat de... Bun, acum de ce să ia taxă pe... Căminul ăla, are nevoie de câte ceva. De ce? Păi de ce are mai nevoie? Chestii s-au acoperit acolo sus, s-a făcut în bucătărie ale. Același lucru. S-a făcut pe ce o dată. Tocmai de asta discutăm noi acum. Din banii de chirii. Din banii de chirii. S-au făcut toalea, s-au acoperit. S-au și investit. S-au și investit. În afară de asta, până acum, dădea farfurii ale. Acum de luat, că ți-e tot dat. De când la fiecare petrecere sau fie la o mormântare, îi spăreau parcurii, îi spăreau toate alea, îi uscat. Dar mai vin cu ele de acasă. Deci... N-a venit ca tiringul să faci acolo. Da, nu da. Plastic. Da. Bun, bine. Hai, punem la vot. Punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? 15 pentru, da? Da. Trecem la punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice economice, faza PTH și DTAC, întâlnirea către SECE OSCOMST SRL, a indicatorilor tehnico-economice și a divizului general actualizat conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018 pentru obiectivul de investiție, construire dispensar medical, cabinet, medicină dentară și farmacie în comuna Pleră, județul Bacău. Este aceeași problemă. Eu zic că cât de curând începe și dispensar. Dar nu s-a făcut inaugurarea. Da, se face pe Facebook. Inaugurarea se face pe Facebook, da? Eu am fost, chiar am rămas surprins. Cum domnul primar nu ne invită și la aia. Asta e gata, ce să fac? Trebuie să suport, da. Dar în momentul când... I-am crezut că sunteți chiar dumneavoastră acolo. Da. După bălării. Mulțumesc băieților, da, nicio problemă. Totuși, e păcat dacă nu i-ați invitat și pe ei. Trebuia să-i invitați și pe ei. Dar ei pe noi și nu da. Da. Dacă sunt discuții pe... Au că s-au discutat de atât pe aia. Ne punem la vot. 15 pentru, da? Speranța moare ultim. Da. Deci la punctul numărul 12, privind aprobarea utilizării sumei de 1.684.000 de lei din excedentul anilor precedenți, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a procesului local pe anul 2000. Ăștia sunt banii care... Sunt în bugetul de care ați amintit acum, cu toate suplimentele astea care am făcut. Dacă sunt discuții pe acest. Cine este pentru? Ce spune ce pentru, nu? Trecem la punctul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT, Comuna Pleră Bacău și Regia Națională a Copilului Rom Silva, Direcția Silviu Bacău, prin Ocolul Silviu Bacău. Deci e vorba cu... Nu pentru populație. Se face în fiecare an discuții, se fac tabelele respective, ca oamenii să poată ajungă la... Eu m-am mai pus și eu drumul, dar am făcut... Păi nu, dar 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 nu, 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 nu,
Cine este pentru? Nu, 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 O să plătească taxa pe hectar, dar totodată ei vor primi și de la APIA subvenție. Ca o bază de hectar. Acum nu puteau face aceasta. Și dacă omul vrea să facă vaca... Păi nu, pentru că să rămânem și la... să lăsăm și pentru comună. Dacă îi dă voie să ducă știu. Păi nu. Problema este că vaci nu mai avem. Așa că... Nu, ce este, domnule? Ce este să închiriez. Care îi pagă? Și plătește. Ce pagă se fac acest timp? Da, da. Eu zic că omul, dacă are o vacă și ciobanul închiria spațiul ăla și el s-a duce cu vaca, da, ce zic, mă, și îl dă afară pe om de acolo cu vacă? El plătește taxă. Dacă plătește taxă. Nu cred că pentru o vacă. Bun, atunci, ascultați-vă. Putem face în felul următor. Trebuie specificat asta. Nu. Să hotărâm aici de comun acord și să spunem, domnule, lăsăm cum a fost izlazul pentru vaci acum 2 ani sau până acum, cum a funcționat, că acolo nu închiriez pentru nimeni și merg toate animalele sale, toate, înțelegi? Și atunci acolo nu închirie. Păi și atunci o să vină și ciobanul, dacă ia satul, îi merg și eu cu oile. Dar ciobanul cum se duce pe insula azi primăvara? Până crezi iarba, e plină. Și atunci, haideți să stabilim. Da, e lorul cu capată de... Trebuie vorbit cu ei, băi, dar vine ăla cu boate. Nu să-ți spuneți toate vorbirea pe insula azi. Băi, el spune că plătește, dar haideți să stabilim. Dă-mă în închiriere. Dă-mi la toți grafui. Avem aici în 52 hectare, domnule. Ori închideți, ori nu merge. Oricum ăla de acolo îl pară și fiu iubește, da? Da, urmă, pe 1 martie, mai n-aveau voie să intre. Da, au fost. Bine, dar acel contract nu se poate specifica dacă vine unul cu o vacă sau tot ce are acolo. Să înțeleagă, domnule. E normal, nu? Ei, spune, domnul primar, dar renunțăm la o jumătate sau la un hectar, uite mă, ne ai un hectar brut pe care nu plătesc chirie, dar stai voi, un om dacă vine zi de la pește pe acolo, atunci și pierdă de ce facă. Dar de ce, domnul? Pe ce bază se închiriază? Pe baza Dar ciobanul zice, e o greu asta, dacă îți mai mulți pe aceeași... Sunt împărțite, măi, tabloarele astea. Ei deja știu cine și cum este important să intre în cadrul legal ca să plătească mie impozit. Oricum trebuie să facem o ședință cu toți ciobănișilor. Dar chiar, vă rog, pentru că doamna discuția asta. Cine dorește, veniți. Toți să veniți și dumneavoastră. Cine dorește din continuare să participe la ședință când se primesc autorizație. Trebuie să stăm și noi de vorbă un pic cu ciobeni. Și noi avem să-i le impunem câte ceva. Că nu numai îi fac cu o adică aici, eu sunt început, acolo eu sunt început. Deci ei au terenuri private, foarte mult. Iar bucățile astea care sunt din partea primării nu reprezintă partea lor cea mai... Vă spun eu că 80% din terenul nu le justifică. Vă spun eu asta. N-au ei. Dar e treaba lor, nu-i treaba. Păi cum e treaba? E treaba lor atunci? Ia de fiind parte pe al nostru, asta merge pe autobuz zilnic, că n-ar fi să verifice. N-am înțeles. Băi, mă duc eu. Păi, dar trebuie să facă dovada că au vorbit cu cetățeanul respectiv. Dar după un genepe. Până pe 1 mai, zice doamna Șușa, că trebuie făcut de contract. Da, atunci haideți la mâine să-i anunțăm să vină și cine dorește să participe la ședință, este binevenit. La stabilirea ora 10. Proiectul de hotărâri trebuie supus. Contractul, dar nu, noi vorbeam doar și ei să plătească, cât ai un cadru legal cu care să... Să punem la vot. Cine este pentru? 15 pentru? Da. Trecem la punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual
al achizițiilor publice pentru obiective de investiții pe anul 2019. Deci, în fiecare an se face un plan nou de achiziții. Care trebuie aprobat? Avem la masă, da? Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? 15 pentru. Trecem la punctul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a legii numărul 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Ce se întâmplă? Până acum făceam aceste finanțări pe bază de contracte, pe bază de... Dar a venit Curtea de Conturi de la anumite instituții și a spus așa, nu, domnule, nu mă mergeți numai pe legea 350. Deci m-am întâlnit cu primari care au fost și li s-a imputat suma. Atunci mergem sigur pe finanțarea acestor ONG, e de ei să vină cu un proiect pe care noi aprobăm. Sigur, noi am stabilit aici, știm cam cine a cerut și cine dorește aceste sume. Putem spune ca rate. Haideți să spune tu, te rog, cine a solicitat. Da, egalul 15.000, Asociația Comunelor pentru Audit va fi 40.000, Școala de Vară 25.000, Music-ul 30.000, Aripile Cleja 25.000, Club Karate 25, PSC-ul 24.000. Astea sunt sumele care sunt prevăzute. Sunt prevăzute și în cazul în care... Dar câți copii avem la care? Sunt 40-50 de copii. Tot sabia. Dar sunt rezultate, să știți, pe mine, la nivel național. Avem rezultate. Și, practic, noi nu finanțăm pe ei, noi finanțăm să le cumpărăm, nu știu ce au ei de cumpărat. Să pună pe jos mocheta aia sau ce. A fost și la un spectacol făcut de ei, sunt extraordinari, ce copilași militeți. Noi nu putem citi rezultatele lor. Parcă ar vrea să am la individual, locul 3 la cumite joc. Ești tot matie, locul 2 la cumite joc. Deja nu s-a venit, locul 2 la cărătă individual. Carmea Elisa Maria, Ventea Cosmin. Deci sunt rezultate. Și crește în toți aici. Și ei vor partele de antrenament, un sac de box, un training pentru sportivi, recitimații sportivi, vizite anuale, protecții tibie și picioare și taxe pe competiții. Asta e. Se duc îmbrăcați fiecare cu vin de acasă. Dom'le, e un lucru bun. Asta e. Oricum, la concursuri au fost pe chiar acum, întotdeauna au fost pe chiar. Dar și acum, în continuare, de ce în continuare vorbesc și chiar cu ea la lucru? Măcar ajutați-ne cu echipament, ajutați-ne cu chestiunea. Deci asta e. Da. Unul la cine este pentru? 15 pentru, da? Declarație din tank.